Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost atacat și jifuit pe strada Buribista din capitală. Potrivit poliției, victima a fost deposedată de două telefoane mobile și bani în sumă de 4.000 de lei, prejudiciul total fiind de peste 13.000 de lei. Suspecții s-au dovedit a fi un minor de 16 ani originar din raionul Ialoveni și un tânăr de 19 ani din raionul Șoldenești. Unul dintre minori nu este la prima abatere, anterior fiind tras la răspundere pentru comiterea unui furt. Bănuiții au comunicat polițiștilor că, la momentul săvârșirii, infracțiunii se aflau în stare de debilitate. Ei riscă închisoare de până la șapte ani.